În acest timp, în ajunul sărbătorilor, generalul Antonescu, câinele roșu, cum i se spusese pe vremuri, și despre care doar puțin se întrebau dacă știe sau nu știe ce se petrece cu legionarii pe care i-a dusese el la putere să guverneze, populația cu instinctul ei milenar, care o face totdeauna să ghicească sigur adevărul, așa cum știe să nască și să moară, fără să-și pună atâtea întrebări, era convinsă că, bineînțeles, dictatorul știa totul. Se pregătea ca totdeauna la ora prânzului, în ziua de 24 decembrie 1940, să părăsească președinția Consiliului și să se ducă acasă. Era îmbrăcat în uniforma sa de general și se plimba cu o expresie posomorâtă de la un capăt la altul al vastului său birou. Întârziase să dea ordin să-i se tragă mașina cu paza pe care îl însoțea în fața intrării. Soției, care îl aștepta și care îi telefonase, îi răspunsese că mai are treabă, dar nu mai lucra. În cele din urmă, colonelul Elefterescu, aghiotantul și șeful său de cabinet, aștepta și el să-l vadă ca de obicei ieșind la orele 13. În cele din urmă, generalul se opri și puse mâna pe unul din telefoanele de pe biroul său. "Mamă," zise el, după ce formă un număr și un glas de femeie în vârstă îi răspunse de la celălalt capăt al firului. "Ești singur acasă?" "Nu sunt. Dar de ce?" "Vreau să iau masa cu tine. Numai noi doi. Știi, femeilor, adică nevestelor, le place când un bărbat trăiește un moment greu să îi dea ele sfaturi, povețe. Nevastă mea m-ar stingheri și m-ar irita." Maria a și intrat în rolul de soție a conducătorului statului. "Știi, are idei." "N-am nevoie de ideile nimănui. Ale mele mi-ajung." Jumătate de oră mai târziu, conducătorul statului, conducătorul, cum i se spunea în revistele mondene din țară, scrise în limba franceză și în ziarele străine din Europa, așa cum i se spunea lui Mussolini Duce sau lui Franco Caudilio, se afla în locuința mamei sale, fosta sa locuință, și își scotea cismele cu vădită ușurare. "Nu știu ce să mai port în locul cismelor," zise el, parcă nedumerit. "După câteva ore, simt că îmi strâng picioarele ca într-o menghină, oricât de largi ar fi." "Am îmbătrânit, mamă." "Ți se pare," zise ea. "Așa e cisma. Fă și tu niște băi, întreabă doctorul." "Dar nu întotdeauna pățesc chestia asta." Se liniști generalul, îmbrăcând un halat și așezându-se la masă. Generalul nu împlinise încă 60 de ani, dar în ședințele de consiliu era auzit adesea spunând cu deplină serenitate, ba chiar cu un soi de mândrie care însoțește adesea cuvintele celor mai în vârstă: "Ascultați-mă pe mine, că sunt om bătrân." Într-adevăr, era. Avea în urma lui un război mondial, primul, și 20 de ani de carieră, în care, de la capitan la general, nu călcase pe roze. În 1917 fusese șef al biroului 3 operații, post cheie în marele stat major, care se afla pe atunci în Moldova. Și era atât de neînduplecat cu cadrele militare. Făcea să fie schimbați, mutați, pedepsiți atâția maiori, colonei și chiar generali, încât pentru aceste durități și pentru fidelitatea sa față de mareșalul Prezan, asupra căruia avea o mare influență, fusese poreclit câinele și, fiindcă avea părul și chipul roșcat, câinele roșu.
ce devenise după război în România Mare. Se știa că prin 1924 fusese numit atașat militar în Anglia, dar pe urmă, ca în orice profesiune unde celor mai buni li se face adesea loc prin forța împrejurărilor și jocul valorilor, nu poți promova șef chiar totdeauna un individ recunoscut de toți ca incapabil, precum și prin jocul adversităților. Aprobăm și sprijinim un ins înzestrat ca să terminăm odată cu un altul, care, deși e la fel de dotat, e o canalie. Fostul șef al biroului 3 operații, șef de promoție la Saint-Cyr, unde foarte rar se întâmpla ca un străin să fie astfel recunoscut de profesorii francezi drept cel mai bun, ajunse 10 sau 15 ani mai târziu general și șef al marelui stat major al armatei. Atunci sau mai înainte, regele, neliniștit de activitatea gărzii de fier, denumire nouă a legiunii după dizolvarea ei, a vrut să știe ce părere are acest militar neînduplecat despre legionari și a pus întrebarea direct în cursul unei lungi audiențe. Ce crezi despre garda de fier? Nu pot da un răspuns categoric, ar fi zis generalul, pentru că și vechile partide au putregaiul lor. Știu firma, ar fi reluat regele, dar nu știu ce este în spatele ei. Eu sunt cel mai mare adversar al acelora care turbură viața internă a statului, oricine ar fi. Avem nevoie de unire, altfel ne prăbușim, ar fi răspuns generalul. Iată-l deci pe acest militar încă necunoscut de corpul electoral, apărător al ordinii existente, deci și al monarhiei, dar sugerând în același timp unirea forțelor politice dispersate. Intra și garda de fier printre ele? Asta vroia probabil să știe și regele, dar generalul se feri să se pronunțe. Legionarii însă n-aveau nicio influență printre cadrele superioare ale armatei și atunci au pus ochii pe el și au început manevrele menite să-l atragă de partea lor. N-au făcut-o însă direct. Cu câțiva ani mai înainte, niște rămășițe din fostul Partid Conservator constituiseră un nou partid denumit Liga Vlad Țepeș, din care făceau parte printre alții Grigore Filipescu, Alexandru Periețeanu, Emil Otulescu, Nicolae Mareș, prieten cu viitorul dictator, și Zizi Cantacuzino, generalul isteric și ramolit, care mai târziu, prin țipetele lui patriotarde, reușise să înființeze completul de judecată militar, care judecase și nu condamnase la moarte pe asasinii liberalului Ighe Duca. Liga Vlad Țepeș a făcut parte din Parlamentul Iorga din 1931 până în 1932, după care șeful acestui partid fantomă, Grigore Filipescu, a făcut cartel cu țărăniștii. Ceilalți și-au îndreptat atunci privirea spre gardă, căreia, după părerea lor, tocmai asta îi lipsea, adică un stat major de oameni cu experiență politică, așa cum erau ei, șefii gărzii fiind, după părerea lor, prea tineri și prea violenți. Dar ei înșiși aveau nevoie de un om de suprafață și s-au gândit că nu putea fi un altul mai potrivit și mai nepătat decât generalul Antonescu. 2 ani au pândit ei un moment prielnic pentru a organiza o întâlnire între acest militar prestigios și Codreanu, șeful gărzii de fier.
Prima perioadă de întâlniri n-a dus la niciun rezultat. Generalul era reticent. Întrebat ce program de guvernământ ar avea garda dacă ar veni la putere, Codreanu s-a dovedit nepregătit să ofere un răspuns cât de cât coerent. Nu doresc acum să iau puterea, a spus el. Atunci, de ce agiți masele? S-a mirat generalul. Cine să ia puterea? Dacă împingi țara la revoluție, vei avea roadele culese de Kerensky, fără ca dumneata să fii un Kerensky. Iată-l deci pe general, cunoscător și temător de consecințele care pot surveni dacă ridici masele fără să ai un program politic pe care să-l oferi. Masele fac atunci revoluție cu program comunist. Luați atunci dumneavoastră puterea și noi vă sprijinim, ar fi răspuns Codreanu. Propunere neclară. Ce înseamnă vă sprijinim? Și cum să ia? Puterea nu e un obiect, domnule Codreanu, pe care pui mâna și îl bagi în buzunar. Ea aparține națiunii și trebuie să o faci în numele ei și al unui ideal de cinste și dreptate. Altfel, unde ajungi? Era mult dispreț în glasul generalului la adresa acelui extremist care agita tineretul fără să se gândească măcar la consecințele actelor sale. Pe la sfârșitul anului 1937, Antonescu este solicitat să intre în guvernul Goga, survenit în urma căderii liberalilor, provocată de cartelul țărăniștilor cu legionarii. Autorul acestui dezastru politic a fost Iuliu Maniu, a cărui patimă pentru combinații și manevre de culise îl orbise atât de tare, încât din dorința de a-l învinge pe Tătărăscu în alegeri, nu-și mai dăduse seama cu cine se unise. Pentru acele timpuri, un cartel nu obliga la mare lucru, era adevărat. Puteai denunța oricând actul, fără să ai coșmaruri că, din punct de vedere moral, ai încurajat un partid extremist periculos pentru națiune să se afirme pe scena politică. Mai târziu însă, această celebră figură a vieții politice dintre cele două războaie din țara noastră avea să plătească printr-un sfârșit tragic, pe patul unei celule, acest act al său de politician mărginit, care uitase că politica nu înseamnă joc pentru putere, ci sacrificiu în slujba colectivității naționale, care nu-ți dă votul ca să manevrezi la nesfârșit cu oricine și în orice condiții, numai ca să-ți înfrângi adversarii. Împăturindu-și buletinul cu semnul partidului tău pe el, omul aruncă în urnă o speranță care îi smulge în acele clipe din inimă un adânc suspin. Va fi mai bine? Lupta lui pentru existență va fi mai ușoară? Viitorul lui și al numeroșilor lui copii va fi pus la adăpost? Va putea închide ochii liniștit că țara e bine apărată, armata bine echipată și urmașii săi vor continua să trăiască liberi în țara lor? Eșecul guvernării partidelor și prăbușirea prestigiului lor în mase în 1937 s-a datorat desigur tocmai faptului că au uitat cum arată privirea și chipul unui alegător în fața centrului de votare. Cât timp poți minți pe cineva? Uneori foarte puțin. Antonescu nu avea încredere nici în noul guvern, în fruntea căruia se afla marele poet, și refuză să facă parte din el. Regele îl convocă la palat.
Suveranul României uită tot ce a fost între el și generalul Antonescu și îl roagă să facă și el la fel. L-a întâmpinat Carol al II-lea cu aceste cuvinte pe fostul șef al marelui stat major al armatei. O tăcere grea se așternuse între cei doi. Toată lumea militară știa că generalul îl insultase pe suveran și că acesta, ca să se răzbune, îl destituise din fruntea marelui stat major. Ce se întâmplase? Unii credeau că generalul ar fi refuzat o invitație la o recepție la palat, trimițând regelui înscris următorul bilet: Sire, dacă m-ați fi invitat să vin singur, aș fi executat un ordin. Cu soția mea însă nu pot veni să facă conversație cu o țiitoare. Regele trăia pe atunci, în văzul lumii, cu Elena Lupescu, o frumoasă evreică, și se îngrijea prea puțin de faptul că prestigiul monarhiei era astfel grav atins. Citind biletul, Carol al II-lea ar fi început literalmente să urle, să vină imediat ministrul apărării naționale și să pregătească decretul de destituire. În realitate, marele public nu știa pe atunci, în fapt, care a fost cauza destituirii și a celor două procese din viața sa, unul de bigamie, câștigat ușor la casație, și unul mai grav, de depășire de atribuții, unde a fost strălucit apărat de o rudă a sa îndepărtată, un profesor universitar de drept, Mihai Antonescu, pe care generalul recunoscător avea să-l facă mai întâi ministru și apoi vicepreședinte al Consiliului. Sire, i-ar fi răspuns generalul în acea zi când fusese chemat să facă parte din guvernul Goga, am fost târât în procese, dat afară din marele stat major și acum sunt chemat aici. Nu mai am nimic de adăugat. Antonescu, ar fi reluat regele, ești soldat. Îți ordon să iei conducerea Ministerului Comunicațiilor. Maestate, în fața ordinului mă supun, dar maestatea voastră știe câte nereguli sunt la acest minister. Nu pot patrona necinstea cuibărită acolo și deci nu voi putea accepta contractele oneroase și scandaloase încheiate la Ministerul Comunicațiilor. De ce mă trimiteți tocmai pe mine acolo? Aș fi silit să plec curând. Socotez deci că mult mai bine ar fi să mă numiți la apărarea națională, unde sunt atâtea lucruri de făcut pentru armată. Regele a acceptat. Mai târziu, îngrijorat de ascensiunea legionarilor în alegerile care se pregăteau, l-a convocat din nou la palat și l-a întrebat: Cunoști situația politică din țară? În locul meu, ce ai face? Una din două, maestate. Sau trebuie să respecti Constituția și în acest caz este necesar să te sfătuiești cu cei care au dat jos guvernul Tătărăscu, domnii Maniu și Codreanu, sau să dai o lovitură de stat și să-ți alegi un om cu care să faci ce vrei. Regele i-a răspuns că preferă prima soluție, adică să respecte Constituția. În acest caz, a reluat Antonescu, cred că ar fi bine să faceți un guvern naționalist cu baze lărgite, Goga, Vaida, Codreanu. Te însărcinez, a spus atunci Carol al II-lea, să determini o cerere de audiență la palat a domnilor Maniu și Codreanu. Generalul a acceptat și s-a adresat prietenului său, Nicolae Mareș, să înlesnească întâi lui o întâlnire cu Codreanu.
și întâlnirea a avut loc la predeal, în vila generalului. Auzind despre ce e vorba, șeful gărzii a refuzat să ceară audiență regelui. Ce vroia de fapt? Nu-l interesa guvernul Goga-Cuza. Era cert, cuziștii erau de mult adversarii gărzii. Rău faci, domnule Codreanu, ar fi zis atunci acel Nicolae Mareș. Nu vezi cum generalul Antonescu îți deschide drumul? Domnule Mareș, i-ar fi răspuns Codreanu, drumul mi-l deschid eu cu sabia. Și ar fi schițat cu brațul întins câteva mișcări, ca și când ar fi avut în clipa aceea cu adevărat o sabie în mână. Acest răspuns nu i-ar fi displăcut generalului, deși acel Mareș a pretins ulterior că i-ar fi făcut o impresie penibilă. Un lucru însă e cert. Cei doi n-au rupt punțile între ei. Dimpotrivă, se pare că s-au simțit bine împreună, au ieșit în pădure cu schiurile și s-au lăsat chiar filmați. Și astfel regele nu reuși să facă guvernul de coaliție al partidelor de dreapta, sugerat de general. S-a prăbușit și guvernul naționalist Goga-Cuza, din pricina presiunii internaționale exercitate asupra regelui. Măsurile rasiste ale acestui guvern indignaseră opinia publică democratică din Europa. Carol al II-lea îl alungă de la putere și chemă pe patriarhul bisericii să formeze un nou guvern în care generalul își păstra Ministerul Apărării Naționale. Ce s-a petrecut însă în acei ani cu șeful gărzii? Cum i-o fi venit și de ce tocmai atunci, când era atât de aproape de țelurile sale, după ce atâția ani dovedise multă viclenie și prudență, îmbinând asasinatul cu apărarea legală la bara justiției, ca în procesul nicadorilor când fusese achitat din lipsă de probe? Ce se întâmplase, deci, de-i venise ideea meschină și fatală de a trimite lui Iorga o scrisoare ofensatoare? Marele cărturar, indignat, în loc să o arunce și el la coș, îi venise și lui ideea, la fel de nefastă pentru el, de a o aduce la cunoștința regelui, asupra căruia avea o influență neștirbită. Și ce să fac eu cu ea, domn profesor? L-ar fi întrebat suveranul. Maestate, cer arestarea și judecarea autorului. Regele ceru avizul guvernului și al mai multor personalități politice care nu făceau parte din guvern. Antonescu se opune. Maestate, este un abuz de putere. Legionarii vor reacționa. Maestatea voastră, veți reacționa din nou și vom asista la asasinate și execuții. Regele însă nu-l mai ascultă și se debarasă de acest militar pe care îl suporta din ce în ce mai greu. Îi luă Ministerul Apărării Naționale. Dar previziunea acestuia se împlini. Generalul însă nu știa că regele urmărea acum să realizeze cea de-a doua soluție pe care tot acesta i-o sugerase, adică să dea o lovitură de stat. Pentru aceasta însă trebuia să nu mai respecte Constituția, să decapiteze garda, al cărui șef refuzase să ceară audiență la palat, să desființeze complet regimul partidelor. Numai astfel putea apoi să guverneze ca dictator. Ocazia de a termina cu Codreanu, oferită de Iorga, trebuia deci folosită fără ezitare și regele o folosi. Ce a făcut generalul în timpul dictaturii carliste, care s-a prăbușit după 2 ani, la câteva luni după prăbușirea Franței și izgonirea Angliei de pe continent,
resimțită de noi îndeosebi prin dictatul de la Viena, când o parte din Ardeal ne-a fost mulsă. O mare primejdie plutea pe deasupra întregii noastre țări. Pentru noi și, în general, totdeauna pentru urmași, rămâne o perpetuă enigmă faptul că fiecare oră a istoriei cheamă pe scenă omul ei, care adesea emenit unui destin tragic. De ce vine acel om pe scenă când nenumărate indicii îi spun că ar trebui să se ferească? Fapt e că în iulie 1940, șefii marilor partide, goniți de mult de rege din viața politică a țării, dar nu eliminați, au continuat ei să stea retrași, deși purtau o grea răspundere. Și pe acest vid de putere a apărut generalul. Spre sfârșitul acelui iunie 1940, acest militar implacabil ceru o audiență la palat, care îi se acceptă. Lacheul îl întâmpină și îl roagă să treacă pe la ajutantul de serviciu, ceea ce el, indignat, refuză. Atunci își făcu apariția mareșalul palatului, Urdăreanu, care, uitându-se la el ca prin sticlă, îi spuse: "Domnule general, vă rog să arătați care e obiectul audienței dumneavoastră la rege și la ce servește dumneitale să afli." "Așa cere protocolul. Țara se prăbușește și dumneavoastră vă țineți de protocol." I-a răspuns generalul și a părăsit imediat palatul. Regele, firește, află de incident și trimise un ofițer ajutant după general, pe care îl primi îndată și direct. "Antonescu," îi strigă el, rămânând în picioare, "spune la toți cu care ai de-a face că nu eu am consimțit la cedarea teritoriilor, ci Consiliul de Coroană." "Maestate," strigă și generalul, "am îndurat umilințe peste umilințe pentru ca armata noastră să fie bine înarmată și să poată face față cu onoare în vremuri de vitregie. Aceste vremuri au venit și eu am fost împiedicat de oamenii politici ai maestății tale să-mi fac datoria. Vreți măcar acum, când am ajuns numai la începutul catastrofei care a venit la scadență, să mă ascultați?" "Te ascult, Antonescu. Vorbește." "Sire, o să spun fără patimă, însă deschis, ceea ce am de spus în acest ultim ceas." Începu generalul, însă deloc fără patimă, cum promisese. "Cer voie respectuos maestății tale să arunc o scurtă privire înapoi pentru a urmări vinovații de azi de la sursă, vinovați ce n-au încetat în ultimii 10 ani cea mai nedemnă persecuție împotriva mea. Acest lucru e necesar fiindcă, cel puțin în această clipă, dacă nu va dispărea ura cu care interesații și vizații ți-au prezentat deformat toate strigătele mele de alarmă din trecut, prezența mea la palat va fi și ultima. Și nu eu voi purta răspunderea în fața istoriei și a țării de gravele consecințe care vor decurge de aici. Pentru că, sire, documentele care se găsesc la Marele Stat Major al Armatei arată că a fost un om care a strigat cu disperare, la timp, de nenumărate ori și la toate urechile, că se va aprinde casa. Cum însă maestatea ta nu vei avea timp să citești aceste documente în aceste clipe grele în care prăbușirile se vor succeda într-un ritm vertiginos și colții fiarelor dușmane și ai lichelelor vor începe să apară chiar în capitala țării pe la toate colțurile și poate nici nu vor mai fi existând
aceste documente în totalitatea lor? Îmi iau eu, cu îngăduința maestății tale, libertatea de a cita numai câteva fulgerătoare, dar edificatoare fraze. Sire, vă amintiți mandatul imperativ pe care mi l-ați dat în 1933 să organizez și să redresez armata? Cu asigurările și sprijinul regal, am pornit la o muncă titanică. Dar chiar a doua zi, forțele oculte, toți beneficiarii incorecți ai unor situații preponderente, toți invidioșii, toți cei care făcuseră dovada incuriei și nepriceperii și care se simțeau amenințați de prezența și măsurile luate, fiindcă eram hotărât să-i scot cu biciul de pe unde se acuiaseră și sugeau ca niște căpușe din trupul țării. Toți s-au coalizat între ei și mi-au paralizat toate inițiativele, cu scopul secret de a dovedi maestății tale că generalul Antonescu nu este ceea ce pretinde a fi, ci un însetat de putere care nutrește doar ambiția de a lovi în toată viața politică românească. După numai câteva luni dezbateri și de umilințe, am ajuns la convingerea că voi fi înfrânt. Chiar dacă formal aveam să mai rămân încă un an sau doi în fruntea marelui stat major. Planul meu general de reorganizare a armatei a rămas literă moartă. Situația este cunoscută. Am declarat primului ministru: țara este astăzi într-o totală imposibilitate de a se apăra dacă va fi atacată. Ce facem dacă acest lucru se va întâmpla? Adăpostindu-se în spatele alianțelor și al micii antante, alianțe și înțelegeri care sunt bune, dar care nu-și dovedesc eficiența decât în clipa când vine furtuna. Și astăzi s-au văzut cât au fost ele de eficiente. Primul ministru se uita la mine ca la orice militar care totdeauna a pus și va pune înaintea omului politic veșnica placă. Armata nu e în armată. Armata așa și pe dincolo. Și bineînțeles bani, atac asupra bugetului pe care el, omul politic, trebuie să-l țină în echilibru, să nu cadă de la putere, i-am spus. Se pot găsi în această țară oameni care să nu fie neliniștiți și care să nu se întrebe în fiecare zi cu inima strânsă și fruntea încrețită: ce ne facem dacă ne surprind evenimentele nepregătiți? Cohorta lor este nenumărată și întreabă ce au făcut atâția ani conducătorii. Răspund eu: s-au certat, au discutat, au făcut rând pe rând proiecte peste proiecte și cu aceeași ușurință cu care le-au făcut unii, cu aceeași ușurință le-au rupt alții. S-au acuzat și continuă să se acuze reciproc de necinste, de hoție și de nepricepere. La fel s-a întâmplat la Roma, când ea ardea și când barbarii răsturnau unul după altul hotarele Imperiului. La fel s-a întâmplat cu Bizanțul, când turcii erau deja pe străzile Constantinopolului. La fel au făcut nobilii polonezi și curtenii, în timp ce alții le tăiau cu spada vaste teritorii din frumoasa lor țară. Ce e de făcut? M-a întrebat primul ministru. Ce e de făcut? Nici măcar nu e nevoie de atât de mulți bani, cum s-a spus. Trebuie însă înlăturați fără milă toți șarlatanii, farsării, feneanții,
toți prevaricatorii care, ridicându-se la treptele de conducere prin alte mijloace decât acelea pe care le dau trecutul, meritul și munca lor, n-au făcut decât să anihileze acțiunea celor animați, desigur foarte mulți, de gândul datoriei. Primul ministru a spus că va lua măsuri. Dar cât de liber este în acțiunile lui un prim-ministru într-un regim al partidelor? Gândul lui este fixat neîncetat la următoarea mișcare a adversarului, în timp ce interesele vitale ale țării trec pe planul 2. Gândul domnului Tătărescu era cum să câștige din nou viitoarele alegeri și coșmarul lui era cu ce lovitură împotriva sa vine domnul Maniu de fiecare dată când se întoarce în capitală de la reședința sa din Bădăcin. Sire, când un șef de stat major spune cele arătate mai sus primului ministru al țării și le lasă și ca documente scrise, dintre ei una, ori este un nebun, ori este un calomniator, ori spune un adevăr. Faptul că nu am fost imediat internat pentru demență și faptul că nu am fost pus imediat sub acuzare de calomnie, cât și faptul că nu am fost de asemenea imediat destituit din înalta funcție pe care o dețineam, arată că spuneam un adevăr. Ministrul Apărării Naționale, generalul Anghelescu, a continuat să mă saboteze. În cele din urmă, consorțiul Uică, Glaț, colonelul Tătărescu, Moruzov au reușit să mă dea afară, în ciuda furtunoasei ședințe a Parlamentului care aproba acțiunile mele. Reflectează cineva acum, sire, din cei vinovați la urmările acțiunilor lor? Eu, deși cu nimic nu sunt vinovat, când văd unde am ajuns, simt cum îmi sar tâmplele din loc de rușine, de durere și de umilință. De la generalul Măldărescu până la generalul Samsonovici, de la generalul Uică până la generalul Anghelescu, de la acesta până la Argeșanu, toți miniștrii de război, de la unul până la toți și de la toți până la unul sunt vinovați. Toți șefii de stat major, de la război și până astăzi, toți, fără nicio excepție, în cap cu mine, trebuiesc dați în judecată. La ce-ar folosi Antonescu? Strigă regele, văzând că generalul se oprise. Patima din glasul acestuia îl răscolise și pe el. Avea o voce parcă sălbatică, simțindu-se pe semne amenințat și hăituit de violența gândirii generalului, zadarnic acoperită sub formulele protocolare. Îl ținuse și stătuse și el tot timpul în picioare în sala tronului. E prea târziu acum, reluă Carol al II-lea. Important în ceasul de față e să întărim Partidul Națiunii, pe care abia l-am înființat, partidul meu. După cum bine știi, am băgat pe domnul Horia Sima în guvern ca ministru al Educației Naționale, șeful de acum al gărzii și prietenul dumitale. În loc să ne ținem de procese și răzbunări, mai bine strângem rândurile. Sire, zise generalul fără șovăire, refuz să colaborez cu cei vinovați de situația dezastruoasă a armatei, situație care ne pune în pericol ființa neamului. Ar însemna să-mi leg numele de crimele lor. Aș putea să-ți ordon. Dar n-o fac, strigă regele. De ce n-o făcuse? Era îndârjit
și nu vru să-l mai lase pe general să continue. Își întoarse fața și militarul care jurase credință coroanei își pocni scurt tocul cizmelor și se retrase fără să mai rostească niciun cuvânt. El era și mai îndrăjit decât suveranul său. Astfel se încheie audiența. Câteva zile mai târziu, generalul fu ridicat de la vila sa din predeal și îi se fixă domiciliu forțat. De aceea nu-i dăduse ordin regele să intre în guvern, fiindcă îi venise chiar atunci ideea să-l închidă pe acest militar primejdios care era limpede de la o poștă, vroia puteri totale și, desigur, o schimbare de regim totală. Trebuie totuși să-i o cedeze, nu mai târziu decât în septembrie, și să abdice. După dictatul de la Viena, el pierdu încrederea tuturor și, încolțit, își aminti de general. Trimise și îl chemă la palat și, fără șovăire de astă dată, îi încredință puteri dictatoriale și misiunea de a forma guvernul. Acesta încercă, dar nimeni nu-l sprijini. Toți cereau abdicarea lui Carol al II-lea, considerat vinovat el și regimul său de acceptarea dictatului de la Viena. Regele încredință coroana fiului său Mihai și părăsi pentru a doua oară țara împreună cu Elena Lupescu. De asta dată, pentru totdeauna. Ce fac eu, mamă? Începu generalul cu o voce senină, așezându-se la masă și gustând din țuica tare de ardeal din care își turnă un păhărel. Starea aceasta de seninătate i-o transmitea maică-sa. Acasă la el îl mușca aproape totdeauna când intra pe ușă sentimentul blestemului. Fiul soției sale se născuse paralitic. Acum era mare, umbla cu rotile. Nici nu-l ținea acasă. Vederea lui îl demoraliza, mai ales acum când avea nevoie de toată puterea de credință în destinul său. Îi închiriase un apartament în altă parte și plătea un om să aibă grijă de el. Maică sa, deși se apropia de 80 de ani, el nu vedea bătrână. Lângă ea simțea că viața lui e curată sau că se putea oricând îndrepta atâta timp cât ea trăia. Ce s-a întâmplat, Ioane? Zise bătrâna, văzându-l că îi e greu să-i vorbească. Dacă ai fost cumva silit să te minți pe tine însuți, mai zise ea, să nu o faci cu mine. Fii pe deplin sincer, cum ai fost totdeauna. Mamă, început generalul cu o voce dramatică. A trecut o lună de zile de la masacrul de la Jilava și din beciurile poliției și tot nu pot să mă împac cu gândul că am căzut într-o cursă pe care mi-am întins-o singur și din care n-o să mai scap. Cum să mă împac? Sub numele meu se comit asasinate. La ce folosește justiția unei țări? Degeaba îmi spun că oamenii aceia erau vinovați dacă vinovăția lor n-a fost stabilită de justiție. Ce să fac, mamă? Spune-mi și mie, Ioane, de ce erau vinovați oamenii aceia? Zise bătrâna, uitându-se la fiul ei cu severitate. Ținea mâinile împreunate țărănește în poală. Apoi, în timp ce el începu să vorbească, își despreună mâinile și îi puse sarmale în farfurie. Fiul ei era credincios, ținea obiceiurile, dar ea nu avea în clipa aceea altceva, nu se așteptase că el o să vrea să o vadă. Generalul mâncă multă vreme în tăcere. Capul lui era plin de nume și de crime, comise de unii când erau la putere, apoi drept răspuns de alții când veniseră ei în locul acelora și luaseră puterea.
Ce să-i spună bătrânei? Să-i treacă pe dinainte filmul diavolesc al patimilor umane? Tocmai de aceea, pentru ca în sfârșit justiția să-și spună cuvântul, la 2 săptămâni după ce luase puterea, dăduse un decret lege de înființarea unei comisiuni speciale de anchetă criminală, care să cerceteze și să pună sub acuzare pe toți cei care săvârșiseră crime împotriva legionarilor. Dar cum să explice maică-sii, fiindcă ea l-ar fi întrebat? Crimele legionarilor aveau să fie și ele judecate? Că aceste crime nu mai puteau fi judecate? De ce? Pentru că sunt la putere. N-avea să înțeleagă că ăsta era jocul și că nimeni în istorie, venind la putere, nu și judecă proprii partizani. Bătrâna n-ar fi înțeles. Comisia aceea știa bine, s-a pus pe lucru și în câteva săptămâni a emis 33 de mandate de arestare, deci foarte repede, și nu cum i-a reproșat conducerea legiunii că lucrările tărăgănau. A fost arestat generalul Gabriel Marinescu, fost prefect al Poliției Capitalei și pe urmă sub dictatura lui Carol al II-lea ministru de interne. Au fost arestați generalul Ion Bengliu, fost inspector general al jandarmeriei, generalul George Argeșanu, fost prim-ministru, Radu Pascu, fost prim-președinte al curții de apel, colonelul Zeciu, fost prim-procuror militar, maiori și colonei din jandarmerie, director de poliție și de siguranță, agenți de poliție, ofițeri și subofițeri de jandarmi. În luna noiembrie 1938, din ordinul lui Carol al II-lea, toți aceștia au organizat uciderea lui Corneliu Codreanu și a celor 3 asasini ai fostului prim-ministru Ion Ghe Duca și a celor 10 asasini ai lui Stelescu, toți 14 deținuți în penitenciarul special din Râmnicu Sărat. Toți fuseseră judecați și niciunul nu fusese condamnat la moarte. Transportați într-o noapte în 2 camioane spre București, Corneliu Zelea Codreanu și ceilalți 13 au fost uciși pe drum, prin strangulare, de 14 jandarmi în dreptul pădurii Tâncăbești, apoi duși la închisoarea Jilava și îngropați. Pe urmă au fost împușcați avocatul Făgădaru și 2 șoferi, lângă Cluj. A fost ucis locotenentul Nicolae Dumitrescu la prefectura Poliției Capitalei, prin strangulare, în ianuarie anul următor, și profesorul Vasile Cristescu. Generalul fusese apoi informat, în acei ani, de sinuciderea legionarei Constanța Grecu, tot la prefectură. În realitate, a fost ucisă, apoi aruncată de la etaj în curte. Alți legionari, în număr de 7, au fost tot atunci împușcați în comuna Huedin, tot lângă Cluj. Pe urmă, o lună mai târziu, au fost uciși prin strangulare, pe drum, într-o camionetă, 7 legionari, pe când erau transportați de la prefectura Poliției Capitalei la crematoriul Cenușa, unde au și fost incinerați. 3 legionari din închisoarea Legiunii de Jandarmi Soroca au dispărut, spunându-se că au evadat. În realitate, au fost omorâți și băgați în pământ cu lopețile prin apropiere. A fost împușcată Nicoleta Nicolescu, o cunoscută legionară, în drum spre Jilava într-o noapte. Fuseseră împușcați în mod public în seara de 21 septembrie 1939, pe locul unde fusese asasinat primul ministru Armand Călinescu, cei 6 asasini ai lui, la care s-au adăugat 3 legionari omorâți la prefectura poliției în aceeași zi. În urma acestui asasinat, Carol al II-lea dă un ordin de represalii prin Urdăreanu a doua zi și sunt prinși și executați
peste 140 de legionari din toate județele, câte 3 din fiecare județ, și tot atunci sunt împușcați 100 de legionari din închisori din întreaga țară, printre care șefi legionari ca Gheorghe Cumă, Victor Dragomirescu și Gheorghe Clement. Decapitarea mișcării. De ce să-i spună toate astea bătrânei? Să nu mai poată dormi la noapte? Au fost implicați prefecți de județe, miniștri, comandanți de jandarmi, inspectori și comisari de poliție. Toate acestea au fost descoperite și stabilite de comisiunea specială formată de el, de Antonescu. Comisia asta însă, nu se știe de ce, nu era pe placul legionarilor, care urmăreau să se răzbune singuri și direct, călcând peste legi și peste ordinele lui. Și au și făcut-o. La început a încercat să se liniștească, spunându-și că acei oameni au scăpat astfel de tortura judecății și a execuției. Dar pe măsură ce trecea timpul și detaliile care îi erau aduse la cunoștință se înmulțeau, și-au dat seama că mâinile lui nu mai sunt curate. Pentru că, și-a spus, dacă unul singur dintre aceștia a fost nevinovat și numai justiția și dreptul lor la apărare l-ar fi ajutat să răspundă la această întrebare și în loc de aceasta el a fost executat, el, generalul Antonescu, e responsabil. La gândul că acest singur om a putut să trăiască clipa când ușile celulelor s-au deschis și a văzut pe asasini cu pistoalele în mâini, simțea că întregul lui destin a luat-o pe un drum fatal la capătul căruia, dacă mai trăia, va trebui să răspundă ce a făcut, pe cine a adus la putere. Copiii mei, mamă, zise generalul, pe care i-am crezut curați, a căror cămașă verde am îmbrăcat-o și pe care i-am ocrotit și i-am îndrumat, sunt niște asasini setoși de sânge, și nu niște spirite capabile să înțeleagă ce e justiția și dreptatea ca să poată guverna. La Jilava se găseau 65 de deținuți care trebuiau judecați. Nu toți erau, poate, vinovați. Nu toți, poate, aveau aceeași vină. Toți au fost împușcați mișelește, orbește, din sete de răzbunare. Dintre aceștia, numai 28 aveau mandate de arestare în regulă. Restul erau arestați fără nicio normă, printr-un abuz scandalos al poliției, care în mâna legionarilor, și trimiși acolo unde aveau de asemenea în mână o închisoare a lor. Câți nevinovați, nu unul, vor fi fost printre cei peste 20 deținuți fără mandate emise de comisiunea specială formată de mine. După ce au terminat cu cei din Jilava, au masacrat alți deținuți la poliție. La victime s-au găsit despicături în cap, semn că fuseseră folosite pe lângă pistoale și topoarele. Mi s-a relatat că victimele și-au pus păturile în cap să nu vadă. Numai Gabriel Marinescu a stat drepți și a primit gloanțele înjurându-i. Ăstuia nu-i păsa. Știa de mult, încă de pe vremea când executase ordinele lui Carol al II-lea, ce soartă îl așteaptă. Ce fac eu, mama, acum, când informațiile mele duc spre vârful legiunii care au luat această hotărâre? După săvârșirea faptei, s-au adunat toți la Casa Verde și au sărbătorit răzbunarea. Au cântat cântecele lor, care acum nu mi se mai par sfinte, ci cântece lugubre de moarte, în jurul cadavrelor care stau lungite la picioarele lor. Iorga a fost omorât în același timp, nu-i așa, Ioane? Da, mamă. Cum s-a întâmplat? Întrebă bătrâna, a cărei farfurie era albă.
Ea postea, ca toate bătrânele, care încep să se desprindă încetul cu încetul de această lume și să se gândească din ce în ce mai mult la lumea cealaltă. Nu s-ar fi putut spune că înțelesese ce era cu toți cei care uciseseră și fuseseră apoi la rândul lor uciși. Nu-i cunoștea și ce nu cunoști, nu pricepi. Pe Iorga însă îl cunoștea. Era om cam din generația ei, cu care se mândrea, și fiul ei știa acest lucru. Cum de nu avusese grijă de el? Ea nu-i punea această întrebare. Îl întreba însă cum s-au întâmplat lucrurile. Poate că n-a avut cum să împiedice pe acei oameni să facă ce au făcut. Fiul înțelesese și începu să povestească. Până la cutremurul din noaptea de 19 noiembrie, profesorul, după rapoartele pe care le-am primit, locuia la Vălenii de Munte, cu doamna Ecaterina Iorga, nevastă sa, și cu cumnată sa doamna Lucia Bogdan, care nu era numai rudă, ci și colaboratoare la instituțiile culturale unde el era conducător. Cât a stat la Vălenii de Munte, a fost păzit de legionari, tocmai ca, la ordinul meu, profesorul, pe care îl știa moralmente răspunzător de moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, să nu pățească ceva. Era răspunzător moralmente, dar nu în fața justiției și nu aveam de gând să influențez comisia ca să-l pună sub acuzare. Eu nu le-am spus nimic legionarilor, dar ar fi trebuit să-l pun sub paza armatei și nu a lor. Dar n-am putut bănui că vor trece peste lege și peste mine. Cei deferiți comisiei de anchetă la început au fost închiși la Văcărești, conform legilor în vigoare. Prefectul poliției însă, colonelul Zăvoianu, a restituit mandatele spre a fi emise pe închisoarea Jilava. Comisia, pe drept cuvânt, a refuzat, dar s-au făcut demersuri la ministrul de interne Constantin Petrovicescu și apoi și în alte locuri, fără știrea mea, eu nebănuind nimic și fiind de bună credință, și pe deasupra nici oamenii din jurul meu, neavând vreun motiv să-și închipuie ce se punea la cale, și s-a obținut modificarea regulamentului închisorilor militare, care mi s-a dat l-a semnat, dar generalul se opri. Masacrele îl obsedau. Mama lui îi pusese o întrebare precisă și el începuse din nou să se gândească, de asta dată cu voce tare, la ceea ce mai făcuseră copiii lui în acea noapte. Da, conform acelui decret pe care îl semnase fără să-i descopere dedesubturile, puteau să fie arestate la închisoarea militară și persoanele trimise în prevenție de comisiunile de anchetă. Prin acest mijloc, comisiunea a fost silită să dispună transferarea deținuților la Jilava, unde legionarii domneau pe deasupra legilor, refuzând de pildă să lase să pătrundă avocații celor întemnițați spre a le apăra viața, deși aceștia aveau înscris autorizația președintelui comisiei. Puțin le păsa lor de președintele comisiei. După execuțiile de la Jilava, s-au întors la prefectură ca niște bandiți de codru, unde le-au continuat. Oameni cu galoane de ofițeri în poliție puși acolo să apere populația de crime și nu să le săvârșească ei. Fiindcă închisoarea Jilava era o închisoare militară, prin procurorul militar a fost sesizat telefonic de comandantul închisorii despre măcelul petrecut acolo. Prin procurorul a anunțat și el telefonic, între alții, pe comisarul de serviciu, un anume Tofan, de la prefectura poliției. Ăsta dă și el telefon prefectului Zăvoianu, dar nu l-a găsit. Era pe semne la Casa Verde să sărbătorească răzbunarea. L-a găsit în schimb pe maiorul Orășeanu,
care s-a înfuriat și i-a interzis să raporteze cele întâmplate parchetului civil. Peste puțin timp, același comisar Tofan află și de omorurile din aresturile poliției și își dă raportul celor doi, Zăvoianu și Orășeanu, care sosiseră și ei între timp la prefectură. Ăștia îi interzic să emită vreo hârtie oficială către parchet. Da, a zis acest Tofan, dar am și anunțat telefonic pe procurorul de serviciu. În clipa aceea, procurorul acela și cu prim-procurorul tocmai intrau pe ușă. Au cerut să fie conduși în beciurile poliției. Au coborât jos și acolo au văzut prin gratii cadavrele. În acest timp, Orășeanu îi spunea acelui comisar Tofan: ți-ai mâncat capul, nu cunoști răzbunarea legionară, o vei cunoaște. După aceea a coborât în arest, unde a dat ordin șefului arestului să spele sângele și să șteargă toate urmele, amenințându-i pe toți, chiar și pe soldații care fuseseră de gardă, să-și țină gura. Și o țin. Nu toți. Ancheta însă e îngreuiată. Martorii principali neagă, indiciile sunt spulberate. Toate astea s-au petrecut în cursul nopții de 26 noiembrie. A doua zi după prânz, ușa camerei doamnei Iorga s-a deschis și trei persoane au apărut în prag, zise generalul. Alți patru se găseau în camera alăturată. Din cauza cutremurului, casa profesorului se dărâmase și el se mutase în vila sa de la Sinaia, unde lucra la o nouă operă, Istoria Universală. După cele relatate de ai lui, marele savant știa că viitorul său este destul de sumbru și că nu crede că legionarii îl vor lăsa multă vreme în viață. Dacă e așa, i-ar fi spus ai lui, de ce nu pleca din țară? Ar putea să se ducă în Italia și să locuiască în casa românească din Veneția până la limpezirea situației. El a răspuns atunci că nu e laș să-și părăsească țara. Să fi fost ăsta cu adevărat gândul lui? I-aș fi dat imediat pașaportul, căci nu voiam ca prezența lui în țară să fie veșnic o ispită pentru cine știe ce act nechipzuit din partea vreunui fanatic legionar. Din partea celor fanatizați te poți aștepta la orice surpriză. Regret acum că nu i-am dat un ordin de exil. I-aș fi salvat viața. Dar eu cred mai degrabă că profesorul se temea ca nu cumva, printr-o cerere de plecare, să nu precipite răzbunarea dușmanilor săi, pe care prezența mea în fruntea statului îi putea ține în frâu. Și cine știe, până la urmă, să poată astfel scăpa cu viață și să-și vadă liniștit de lucrările lui. Și evenimentele au dovedit că avea dreptate. Desigur, aș fi putut să-i dau o escortă care să-l însoțească până la ieșirea din țară, murmură generalul, izbit de acest gând, care, dacă ar fi venit la timp, crima nu s-ar mai fi comis. Și de ce nu i-ai dat-o, Ioane? Mama și fiul rămaseră năuciți, uitându-se unul la altul, fără să clipească. Iată, deodată, pusă în față, fără putința de a o mai ocoli. Vină, fatala vină pentru care oamenii acestei țări nu-l vor ierta niciodată. Și încă mama lui nu știa cât de mare era această vină. Numai el știa că totul se petrecuse fiindcă el, generalul, făcuse în acele prime luni de guvernare o fuziune și spirituală și afectivă cu legionarii, deși crimele lor anterioare ar fi trebuit să-l îndemne la prudență și le dăduse în fond mână liberă. Cert, marele savant nu era un om pe care să-l iubești ca politician.
dar nu asta era valoarea lui în ochii poporului și el ar fi trebuit să nu-l uite, să-l pună sub pază, da, să-l scoată din țară și să-i salveze viața. Mamă, își feri el privirea mohorât, am fost înșelat. Mi-a plăcut elanul lor spiritual, sacrificiul lor de sine. Care elan spiritual? Avea memorie bună fiul ei. Uitase. Asasinatele anterioare dovedeau nu elan spiritual, ci cultivarea exaltată a terorismului. Fanatismul răzbunării poate duce și la sacrificiul de sine, dar poate oare această stare de spirit sălbatică să poarte numele nobil de sacrificiu de sine? Bătrâna însă își cruță fiul. Bine, Ioane, ai fost înșelat, te cred. Spune mai departe, cum s-au petrecut lucrurile cu Iorga? În ziua aceea, când i-a văzut pe acei inși barând ușa de la intrare, doamna Iorga s-a ridicat neliniștită de la biroul ei și i-a întrebat cine sunt. Unul dintre indivizi i-a răspuns: Poliția legionară a capitalei. Am venit să-l luăm pe domnul profesor Iorga pentru un interogatoriu. Profesorul e bolnav, le-a răspuns femeia. Nu poate ieși nicăieri. Bolnav? S-a mirat unul dintre ei. După câte știm noi, e perfect sănătos. În clipa aceea, a intrat pe ușă bucătăreasa cu tava cu ceai pentru profesor. Doamna Iorga i-a făcut un semn disperat să plece de acolo, dar indivizii s-au luat după ea, care i-a dus în odaia unde Iorga lucra. Curând au coborât iarăși în odaia doamnei cu profesorul înainte. În vestibul, savantul s-a îmbrăcat și în timp ce vroia să-și spună galoșii, a avut presentimentul morții și a avut o ezitare. Am voie, i-a întrebat el pe cei șapte, să-mi iau galoșii? Adică voi rămâne în viață și în acest caz galoșii îmi trebuiesc? Sau mă veți ucide și în acest caz galoșii nu mai sunt de folos? Firește, nu-i costa nimic pe aceea să-i spună că da, da, îți vor fi strict necesari, dar s-ar fi putut să-l tortureze și să-i răspundă în doi peri. Și atunci soția a alungat cu spontaneitate această clipă grea și a răspuns ea în locul acelora. Te rog să-ți iei galoșii, fiindcă poți să răcești. Profesorul a vrut apoi să meargă la baie, dar cei șapte l-au împiedicat. N-avem timp, i-au spus ei. Au coborât și au ieșit. Unul din ei își uitase pălăria în biroul profesorului și a cerut servitoarei să-i o aducă. În acest timp Iorga s-a adresat soției sale. Te rog să ai grijă, i-a zis el, de notele de la istoria universală. Știi cât am muncit la ele. Vezi, să nu se piardă. Ce însemnau aceste cuvinte? Savantul spera în acea clipă că se va reîntoarce mai devreme sau mai târziu și va putea din nou să utilizeze acele note. O mașină era garată ceva mai jos și în drum spre ea, grupul s-a întâlnit cu fica profesorului, care, speriată, auzind că tatăl ei e dus la București la un interogatoriu, a cerut să fie luată și ea. I s-a răspuns însă sec: nu e loc în mașină. Profesorul a fost așezat în față, împreună cu unul din indivizi, restul în spate, în timp ce unul a rămas pe jos și i-a salutat pe cei care au plecat cu salutul legionar. A doua zi, corpul savantului a fost găsit împușcat pe câmpul de lângă comuna Streșnic. S-au tras în el 9 gloanțe de pistol. Ioane, zise bătrâna palidă, de ce i-ai adus tu pe oamenii ăștia la putere? Acum nu mai vrea să-l cruțe. Povestirea o zguduise. Mamă, zise generalul imediat, semn că se aștepta ca ea să-i pună această întrebare. De ce am venit eu însumi la putere? Ca să salvez țara și i-am adus pe legionar cu mine
fiindcă așa cum îți spusei, am crezut că martirii lor sunt pentru ei nu un prilej de răzbunări și fără de legi, ci un permanent imbol de sacrificiu pentru binele țării. Expresia bătrânei era de surzenie. Răspunsul nu mulțumea. Da, ai crezut, dar de ce ai crezut? Zise ea. Asta e întrebarea și la ea trebuie să răspunzi. Fiul rămase tăcut și copleșit. De ce am crezut? Cum s-ar fi putut altfel? Nici în cei care se jertfesc nu mai putem crede. Atunci în cine să credem? În jidani și masoni? În bolșevici? Ioane, cu mine nu vorbi așa, că eu nu știu cine sunt nici jidanii, nici bolșevicii și nici masonii, zise bătrâna, chiar dacă tu o să încerci să-mi explici. Orice mi-ai spune, nu poți învinui pe oameni de la Dumnezeu ca evreii că sunt evrei, ca și când ei s-ar fi hotărât în burțile mamelor lor să fie jidani pe pământ ca să poată alți oameni care nici ei n-au avut niciun rol când s-a hotărât în burțile mamelor lor românce să fie români, să îi împuște pe urmă când s-or face mari pe cei care s-au născut din burții de evreice. Bătrâna era foarte indignată. Ea continuă liniștită, însă fără milă. Nu de la mine ai învățat toate astea, ci de la legionari și nu de mic. Și nici de tânăr, ci de curând. N-am învățat, mamă, nimic de la ei, dar m-am întâlnit cu ei în ideea că nimeni n-a câștigat în țara românească aur din aer, nimeni n-a făcut averi din nimic, ci din sudoarea tuturor. Și cei mai bogați oameni de la noi, posesori de aur și de industrii, sunt tocmai evrei. Asta e altceva, zise bătrâna. N-ai decât să cercetezi cine a făcut averi și a îngrămădit aur din sudoarea tuturor și să le iei averile și aurul îndărât. Dar nu numai de la evrei, ci și de la români. Sau crezi că hoțul român e mai breaz decât hoțul evreu? Și se ridică și îi aduse fiului calta boș și îi dădu să desfacă o sticlă de vin. Generalul avea umerii încovoiați. Dar eu am auzit, continuă bătrâna, și nu de acum, dar n-am vrut să-ți spun, fiindcă mi-am închipuit că știi, că legionarii încă din primele zile au început să intre prin case cu pistoalele în mână și să înspăimânte copiii, să bată lumea în piața publică, să aresteze și să omoare, să-și însușească prăvălii și magazine cu forța, silindu-i pe evrei cu revolverul în ureche să semneze că le-ar fi vândut, să ocupe clădiri și să ia oamenilor mașinile de pe stradă. Asta de la început, Ioane. Și tu ai îmbrăcat cămașa lor verde. Ce zice lumea asta? Mamă, 7 zile să fi fost pe săptămână în una singură și tot n-aș fi putut, chiar de la început, să-mi dau seama de tot. Mi-era gândul la un singur lucru. Cu cine să ne aliem acum? Țara e în pericol și am hotărât. Ne așezăm pe axa Roma-Berlin și mergem 100% în această direcție. Ori triumfăm cu axa, ori cădem cu axa. Dacă vom cădea cu axa, de pe hartă nu vom dispărea. O națiune constituie o realitate peste care nu se poate trece. Cade doar regimul. Ce putem face după ce politica franco-engleză ne-a dus unde ne-a dus? Să luptăm noi singuri cu toți? Dar pe bătrână nu interesa orientarea externă a regimului, ci cea internă. Ce ai avut nevoie de legionari?
aceeași întrebare necruțătoare. Bătrâna continuă. De la început trebuia să vezi ce faci cu ei. Ori, ori. Mamă, zise generalul, le-am spus. Uitați ce a fost în trecut și nu căutați să vă sustrageți de la răspundere în fața legii, fiindcă eu aflu și țin minte. Ei, na, mare lucru le-a spus. Și dacă a aflat și a ținut minte, ce a făcut? Bătrâna era furioasă. Generalul dădu farfuria la o parte și îi turnă întâi mamei sale, apoi lui, din sticla cu vin alb. Între timp, bătrâna mâncase și ea puțină brânză. Să rămână, mamă, și la mulți ani de Sfântul Ajun. Nu ți-am spus. Diseară trebuie să mă duc la președinție să sărbătorim membrii guvernului cu Horia Sima împreună cu suveranul și regina mamă, pomul de Crăciun. Ți închipui cu ce inimă mă duc. Generalul bău și umerii săi se mai ridicară. Le-am spus, mamă, de la început. Noi să-i lăsăm pe cei care au comis ilegalități să-i condamne istoria. Eu nu i-am făcut lui Carol al II-lea nimic când am avut în mână puterea, deși el e cel mai vinovat de represiunile care au fost ordonate împotriva voastră și de situația țării, așa cum ne-a lăsat o moștenire. Sire, i-am spus, trebuie să pleci. Ai pierdut încrederea poporului tău, generațiile viitoare te vor judeca. Dar nu l-am arestat și nu l-am trimis eu în fața unui tribunal. Vă spun asta pentru binele vostru. Eu sunt bătrân și curând dispar. Voi rămâneți. Și vă mai spun ceva. N-am nicio ambiție personală. Când am ajuns ce am ajuns, nu sunt nebun să cred că voi ajunge eu regele României sau al Rusiei. Nu m-au ascultat. Deși toate problemele le abordam împreună în Consiliul de Ministri. Îi povățuiam, le puneam la dispoziție întreaga mea experiență de viață. Da, era adevărat, dar vedea bine cu ochii lui cum îi răspundeau în doi peri sau făceau pe naivii când le aducea fapte și nu lua nicio măsură contra lor. I se raporta, comisarii de românizare fac abuzuri și încă știa singur că stihia aceasta care începuse cu românizarea era străină de spiritul poporului, dar își dăduse aprobarea. Domnul ministru al economiei naționale îi răspundea candid. Am auzit și eu că s-au făcut abuzuri, însă nu mi s-au dat nume. Unii comisari, în loc să-i țină în loc pe jidani, s-au pus de acord cu ei. Ia uite, să te indignezi, nu altceva. Dacă i-ar spune mamei, ar pufni în râs, cât e ea de bătrână și severă. Și ca să-i arate că sufletul lui fusese tot timpul chinuit de problemele tragice ale regimului său, asta vrea să arate, că erau tragice, fiindcă el n-a vrut să se întâmple toate acestea, generalul continuă. Le-am spus, instituțiile noastre fundamentale, biserica, școala, magistratura, armata, trebuie să funcționeze într-o notă de continuitate și legalitate. Dacă le perturbăm activitatea prin introducerea abuzivă a politicii, le abatem de la menirea lor. Călinescu, Carol al II-lea, Gavrilă Marinescu s-au crezut eterni și de aceea au făcut ce au făcut. Eu nu pot urma drumul acesta, căci nu vreau ca mâine să mă duc în fața comisiei de anchetă. Vreți să suspendați inamovibilitatea pe timp de un an? Nu pot să aprob așa ceva. Ce ar ajunge magistratul? Un biet om hăituit de factorul politic și nu unul chemat să judece și să aplice legile. Dacă începeți cu răzbunări și loviri, vă veți ridica opinia publică în cap. Le-am spus,
Prețurile cresc, luați măsuri. Resping ideea cartelelor, dar organizați aprovizionarea, dormiți acasă, nu pierdeți nopțile în ședințe secrete de cuiburi. Ce secrete aveți de ascuns? Mi se aduce la cunoștință că profesorul Iacobovici, un mare chirurg, e destituit din funcția de medic primar al așezămintelor brâncovenești, ca să vină în locul lui un medic legionar. Este o crimă să ne batem joc de puținii oameni de știință pe care îi avem. Eu nu sunt o firmă închiriată de oameni care comit acte care depășesc relele fostului regim. Rog pe domnul ministru Iașinski să transmită această rezoluție a mea domnilor de la Spitalul Brâncovenesc, care, dacă nu înțeleg aceasta, dovedesc că nu merită locurile pe care le-au ocupat și trebuie schimbați fără întârziere. Degeaba mă învinuiești, mamă, continuă generalul, că mă port rău cu evreii. Eu n-am urmat nici exemplul domnului Hitler să-i bag în lagăre. Le-am cerut doar celor care au venit în țară în ultimii 3 ani să plece în răstimp de 2 luni. Unde să plece Ioane? Zise bătrâna. De unde au venit? Și dacă au venit tocmai din Germania domnului Hitler? Ce pot să fac eu? Zise generalul. Să se ducă în Palestina, acolo e țara lor. Și sunt și englezi acolo care pot să-i protejeze. În orice caz, am dat ordine severe să se înceteze cu samavolniciile împotriva lor și s-a încetat. Nu era adevărat, dar trebuia să o liniștească pe bătrână. Dar vezi că ei nu pleacă și mă silesc în felul ăsta să-i bag în lagăre. Și când pleacă, duc cu ei mari sume de bani, aur, valută străină, costume de haine, câte 20 deodată, exclamă generalul indignat. Și ce-ți trebuie ție costumele lor? Zise bătrâna cu dispreț. Ești șeful statului, ai timp să le numeri costumele? Și nici să nu-i bagi în lagăre, de ce să-i bagi? Generalul se mohorâ și mai mult. Pentru că s-au apucat de comerț, de comunism și de tot felul de agitații. Da, zise bătrâna. Și de când comerțul a devenit o agitație? Am vrut să spun speculă. Se bâlbâia în fața ei, reluă îndârjit. Să stea acolo în lagăre până se vor hotărâ să plece din țară. Eu trebuie să mă țin de cuvânt. Am anunțat un lucru pe care nu l-am făcut, adică nu i-am băgat în lagăr până acum și ei, jidanii, își bat joc de mine. Trebuie să luăm această măsură și să-i silim pe jidani să muncească, pentru că numai așa îi vom face să plece. Și măsura asta o să o luăm nu numai pentru ei, ci și pentru greci, armeni, țigani care au intrat clandestin în țară. Hotărât acest lucru, nu-i plăcea deloc bătrânei mame. Ridică vocea. Cine ți-a dat ție dreptul să gonești din țară oameni care se simt bine la noi? Niciodată nu s-a întâmplat asta în istorie. Suntem un popor ospitalier și am rămas totuși români de-a lungul veacurilor. Cine îți dă dreptul? Repetă bătrâna. Ce lege? Unde s-a mai pomenit una ca asta? Mamă, șopti generalul, orice stat are dreptul să controleze imigrările. Nu e o noutate ceea ce facem noi. În Rusia de azi, de pildă, nu intră nimeni. Și mâine poi mine și Statele Unite vor începe să nu mai primească cu brațele deschise chiar pe toți aventurierii. După 27 noiembrie, am desființat poliția legionară și portul de armă individual. Reluă generalul, cu aerul că a convins-o pe mama lui în chestiunea evrească și poate acum să continue neturburat. Și am convocat imediat Consiliul
de miniștri. Știam totul și n-aveam de ales. Ori alung imediat mișcarea legionară de la putere și o desființez ca partid politic și atunci eram obligat să trimit toate vârfurile legionare în fața Comisiei Speciale de Anchetă, lucru care m-am hotărât că nu-l puteam face fără să provoc războiul civil în țară cu mari primejdii pentru hotarele noastre, ori mă prefac că nu acord lucrurilor decât o gravitate de circumstanță, folosind însă prilejul să le iau pentru început la toți armele, să-i scot din poliție și treptat și din alte posturi cheie, de pildă să schimb încetul cu încetul pe toți prefecții de județe legionari și primarii de prin comune. În ce privește viitorul, vom mai vedea. Firește, alesese ultima soluție. Ședința începuse pe tema ordinii în țară. Ministrul de interne, Petrovicescu, întrebat fiind, răspunsese desigur că rapoartele primite de la Inspectoratul Jandarmeriei arătau că liniștea cea mai perfectă domnea în toată țara. Nu s-a semnalat nicăieri vreun incident. De la siguranță a primit aceleași informații în ceea ce privește capitala. Auzindu-l pe canalia asta, vorbind astfel, luase hotărârea ca la prima ocazie să-l destituie pe el, pe directorul general al siguranței, Ghica, și pe ajutorul acestuia, Maimuca. Ăștia trei știau totul și îi aruncaseră totdeauna în obraz minciunile cele mai nerușinate. Dumneata, i-a spus, ai mai venit în consiliu cu astfel de rapoarte în timp ce noi ne-am pomenit cu ceea ce știm cu toții că s-a petrecut. Te rog să iei imediat măsuri și să schimbi toți primarii legionari care nu sunt oameni de seamă, gospodari respectați în sat. În 20 de zile îmi raportez de executare. La sate nu se face politică, ci se face gospodărie, se face administrație. Vreau să știu ce primari erau la 6 septembrie, ce primari s-au schimbat, care este situația și ce primari se schimbă în urma ordinului dat. În al doilea rând, să se înceteze cu răzbunarea pe întreg teritoriul țării. Foștii jandarmi, toți comisarii și agenții care au comis acte de violență și bestialitate să fie scoși, dar să se înceteze cu execuțiile. Dacă mai aude violări de domiciliu sau ridicări de persoane, pentru aceasta veți trage toate consecințele, domnule ministru de interne. Un alt punct, la gări, la autorități, nu mai are ce căuta Garda Națională. Avem pentru asta organele de siguranță ale statului, nici la radio, nici la poștă, nici la telefoane, nu mai au ce căuta aceste gărzi. Ele nu pot servi decât pentru serviciile lor legionare. Și repet, cine mai poartă, în mod individual și izolat, pe străzi, armă, va fi dezarmat imediat și dat pe mâna justiției. Nici dumneavoastră nu aveți voie să purtați armă, cu atât mai mult n-au dreptul să o poarte adolescenții de 16 ani. Veți evacua toate casele și întreprizele ocupate ilegal sau prin vânzări silite. Am auzit că și miniștrii s-au instalat confortabil în case care nu le aparțin. Cine va da dreptul să dispuneți astfel de averea altuia? Această stare de anarhie trebuie să înceteze. Ați spus, domnule general, că suntem responsabili de departamentele noastre. A luat cuvântul atunci Rioșanu. Ca să fiu responsabil eu, ca ministru al poliției și al siguranței, ar trebui ca atât la poliție cât și la siguranță să am oamenii mei. Ori eu nu sunt sigur nici de domnul Mironovici, prefectul poliției capitalei, nici de domnii Ghica și Maimuca de la siguranță. Pentru actele lor, eu declar în mod oficial
că nu pot răspunde. Da, i-a confirmat, și eu am auzit că domnul Ghica ar fi scos din vamă 1200 de revolvere pe care le-a împărțit nu știu cui. Să anchetezi. Pentru ce omul ordinii împarte arme? În ce scop și pe banii cui le-a cumpărat? Domnul Ghica nici nu mai tratează cu mine, a zis Rioșanu, iar domnul Mironovici, noul prefect de poliție, nici până acum nu s-a prezentat la mine să depună jurământul. Cheamă-l la minister și dacă nu vine, vom pune în locul lui alt prefect, la fel și cu șeful siguranței, domnul Ghica. Dacă nu intră în ordinea legală, să-mi propui alt șef de siguranță. Spuneți-i domnului Ghica imediat că îl voi destitui în câteva ore dacă își mai permite să ignore guvernul generalului Antonescu. Știa că n-o va face, dar știa în același timp că nici Ghica nu-l va sfida. Acest avertisment era dat pentru oameni ai aceluiași regim. În același timp însă, pentru a se asigura că hotărârile acestea se vor executa, l-a chemat după aceea pe ministrul armatei de uscat, care nu era legionar. Bineînțeles, atâta prudență avusese să țină acest minister sub mână și i-a dat ordinele necesare. Ca să nu-i alarmez, zise generalul, adresându-se iar mamei sale în timp ce se ridica de la masă și se așeza într-un fotoliu, mai mulțumit acum de sine, văzând că maică-sa nu-l mai întrerupea, am trecut la chestiuni curente. Soția mea a primit o scrisoare de la doctorul Costinescu. Doctorul ăsta, prin munca lui, a realizat la Moroeni niște sanatorii minunate, așa cum nu a reușit statul să facă niciodată. Am fost acolo și am văzut. Rar găsești și în străinătate condițiuni mai perfecte și mai proprii ca acestea. După atâtea decepții pe care le-am avut vizitând alte spitale, am avut în sfârșit satisfacția să găsesc o instituție admirabil condusă, organizată și utilată din toate privințele și am lăudat public printr-un comunicat. Ei bine, tocmai când doctorul Costinescu citea rândurile mele, au venit și l-au dat afară ca pe un servitor, când aceasta era tocmai opera lui de-o viață. Domnule Iașinski, i-am spus eu acestui incapabil, dumneata, ca ministru al sănătății, cum ai putut să vârși o astfel de samavolnicie? Domnule general, zice, cei care ne-au cerut acest lucru spun că acolo sunt multe nereguli. Le-ai constatat dumneata? Nu. Când vei avea mai multă experiență și vei trece prin ce a trecut generalul Antonescu, vei vedea că sunt oameni care nu se dau înlături de la nimic, numai ca să ajungă cât mai sus. Așa a ajuns generalul Argeșanu prim-ministru, acest om care nu era în stare să citească un ziar. A făcut cineva anchetă ca să se vadă dacă există nereguli, cum ți s-a spus dumitale. Acum se face. Procedura este inversă. Întâi anchetă și apoi măsura. Dar eu m-am dus acolo și te rog și pe dumneata să pierzi o zi, să te duci și ai să te închini și dumneata ca român în fața acestei opere. Dacă ai fi văzut dumneata această operă înainte, nu te-ai fi luat după toate șoaptele. Știam eu că nu se luase după șoapte. Era o hotărâre directă și cinică a acestui Iașinski. Ce mă interesa pe mine era însă să le adorm bănuielile. Vedeți, parcă le spuneam, discutăm, guvernăm împreună. Intrați în legalitate și totul e în ordine. Aș fi fericit ca măcar 1% din ce este acolo să fie la toate spitalele noastre, i-am mai spus.
numai așa nereguli să ne dea Dumnezeu în țara românească. Sub administrația generalului Antonescu nu urez să fie alte nereguli decât aceste nereguli de care spui dumneata că ar fi. Dacă prin aceste nereguli semnalate de dumneata s-a creat această situație înfloritoare, eu sunt fericit. Luați din scurt, Ghica și Maimuca și Radu Mironovici au intrat în legalitate. Arătau foarte docili în ședința de consiliu care a urmat. Ca și generalul, jucau și ei comedia înțelegerii. Dar între timp, acel Rioșanu îi raportă că ministrul de interne Petrovicescu nu executase totuși ordinele lui, ale conducătorului, iar Horia Sima, care era vicepreședinte de consiliu, deci mâna lui dreaptă și care putea să-i vorbească direct, făcuse să se producă între ei un schimb de scrisori. Avea nevoie de documente ca să explice cu ajutorul lor ceea ce avea de gând să facă, adică să arunce vina pe el în cazul că va ajunge vreodată să ia puterea deplină. Ce spunea în prima scrisoare, dar și în a doua? Că îi așteaptă un faliment economic, deoarece un regim legionar nu poate să dăinuiască cu o structură economică liberală și că aici e centrul nevralgic al problemei și nicăieri în altă parte. Și încă ceva, că e trist că orice îi semnala în acest domeniu, el, generalul, privea totul cu neîncredere. Cum să nu primească? Atât în Germania, cât și în Italia, domnul Hitler și ducele Mussolini s-au sprijinit pe economia burgheză. El nu putea dărâma economia liberală, inclusiv pe cea evreiască, fiindcă această economie era a burgheziei românești. Vreți să conduceți odată cu mine, dar două capete nu pot duce un singur corp, îi răspunsese lui Horia Sima, bineînțeles, tot în scris. Lăsați-mă să guvernez, altfel nu va fi bine. Vă restitui scrisoarea. A urmat o nouă scrisoare, în care se spunea că e necesară o guvernare totalitară în spirit legionar, că un mare asalt al lumii vechi găsește în el, în general, un om încrezător și că duhul legionar îi depășește pe toți. Cu alte cuvinte, să se supună lui. I-a răspuns repetând că un organism politic, social și economic trebuie să asculte de o singură conducere. Șeful regimului legionar era el, generalul. De aceea îmbrăcase cămașa verde. Rioșanu însă, mamă, continua să-mi aducă rapoarte din care reieșea că legionarii se organizează și se înarmează. În ce scop? Acum, în ajunul sărbătorilor, mi s-a semnalat că există indicii că de anul nou se pregătesc să comită în toată țara astfel de omoruri încât cele de până acum sunt doar niște execuții palide. Ar fi vorba să fie asasinați toți foștii oameni politici din sate și orașe pentru ca țara să înceapă noul an purificată de lepra trecutului. Am dat ordin lui Rioșanu să ia măsuri energice și am alarmat armata să împiedice această noapte a Sfântului Bartolomeu legionar. Abil, Horia Sima a bătut în retragere și a trimis o telegramă prefecților că pe baza unei informații false s-a transmis un ordin din partea internelor ca să se vegheze la viața foștilor oameni politici, care ar fi fost amenințată. Nimic, a zis el, nu este adevărat, dar prefecții să aibă totuși grijă ca anumiți agenți provocatori să nu profite de sărbători și să se dedea la turburări. Deci, mamă,
Acești oameni nici nu se gândesc să mă asculte. Ei vor ca eu să devin în mâna lor un om de paie. Și nici măcar asta pentru multă vreme. Continuă și vor continua să pună la cale noi răzbunări. Dacă sunt și eu pe listă. Dacă numele meu e deja trecut pe una din echipele lor ale morții și acea echipă a morții a și jurat să mă omoare. De asta am venit la tine. Să mai vorbesc cu mama mea înainte să cad. Astăzi sau mâine sau peste 2 săptămâni sub gloanțele unei astfel de echipe. Le stau în cale, asta e limpede. Au legături directe peste mine cu ambasada germană și în felul ăsta cu factor decisiv din fruntea Reichului german. Dacă mă ucid, ce va deveni mamă țara și armata? Pe nemți eu îi țin la respect. Fără mine ne vor ocupa spre a potoli dezordinile și dezmățul legionar care va domni. Poate că vom avea chiar soarta Poloniei. Dacă știi asta, apără-te și apără și țara, zise bătrâna. Ce mai stai? Gonește-i! Și să înceapă noi omoruri, fiindcă ei nu se vor lăsa și va trebui să dau ordin să se tragă în ei. Nu dau ordin să se tragă în ei, decât dacă vor trage ei cei din tâi în armată. Atunci n-o să ai încotro și o să trebuiască să dai ordin armatei să se apere. Ce poți face? Zise bătrâna fără șovăire. În clipa aceea, chipul ei semăna izbitor cu al fiului, în ciuda vârstei, și al fiului cu al mamei. Aveau același gând și aceeași voință. Fiul nu luase puterea fără știrea mamei și se spunea, puțin o știau, că într-un anumit moment decisiv, când generalul șovăia dacă să împartă sau nu puterea și cu alții, ea îl îndemnase să nu o împartă. Era tăcută, dar destul de afurisită. Norei îi era frică de ea și nu numai ei. Acum nu mai aveau de ales nici mama, nici fiul. Nu se gândeau că mai era încă timp să scape de angrenajul fatal în care intraseră și odată cu ei țara și pentru care el abia urma să răspundă. Ești mai tare, continuă ea. Ai armata de partea ta și populația atât așteaptă. Dacă faci acest lucru, lumea va răsufla. Generalul turnă din nou în pahare. Și dacă trupele germane îi voi apăra? Zise el din nou, înconvoiat de povara destinului său. Sunt în țară unități și instructori care pot interveni. Pot eu să intru în conflict cu Germania? Nu poți, zise bătrâna după câteva clipe. Dar urcă-te fără veste în avion și du-te și vorbește cu Hitler ăla. Spune-i că țara e cu armata și nu cu legionarii. Mamă, și dacă Hitler? Prea mulți dacă, zise bătrâna sigură pe judecata și intuiția ei. Nu te lăsa! Bine, mamă. Parcă simt că mi-e sufletul mai liniștit. Ai dreptate. Nu eu voi fi vinovat dacă se va dezlănțui un război civil. Mă duc. Mulțumesc că se adeverește că noi cei mai tineri avem nevoie să fim încurajați de cei bătrâni. Sunt fericit că ești mama mea. Și n-ai nicio grijă. Evreii de la noi nu vor avea soarta celor din alte țări. Bineînțeles, gândi generalul. În lagăr tot îi bag și la muncă tot îi pun dacă nu vor să plece. Își lepădă halatul și își trase cizmele. Se făcuse târziu. Trebuia să se mai ducă și pe acasă și să-și îmbrace un costum de gală pentru pomul de Crăciun care îl aștepta la președinție.